Ce faceți? Bună ziua! Bună Bine, ziua! ne chinuim cu Și rachii. șmecherii la cine? Ce șmecherii? Nu știm șmecherii. Șmecherilă. El Șmecherilă. este Șmecherilă șmecherilă. Este rachii. Așa? Și este recalcitrant. În ce sens? Păi, în primul rând că a început să composteze. Deci el clar știe că dacă le enervăm, dă să muște. Acum niciodată n-a fost câine de la care mușcă și nu mai dă drumul. Sau... Dar are tendința asta. Să Dar în ce așa. Condiții? De obicei dacă îl deranjez cu ceva. Adică? Dacă l-am enervat și l-am pieptănat și am luat cutia aia de pe jos. De obicei dacă fac o mișcare pe care îl surprinde pe el, dacă am făcut o mișcare bruscă, dar l-am sesizat și că dacă îl deranjez. De exemplu, a vrut ea să-l dea jos din pat. Da. Undeva unde ajunsese ilegal. Ilegal, da. Da, da. Și a dat să o apuce. Îl vezi, are un gest al lui când vrea să apuce. Că ea... Adică te atenționează că, băi, stai da. Un pic, ne mai eu știm gradele, da, eu da. Sunt în pat aici, șeful. Da, șef. Da, da. V-ați gândit vreodată să lăsați lesa asta atârnată de zgarda lui în casă? Asta lungă? Da. Nu. De ce? Păi, noi practic folosim lesa asta doar când ieșim undeva cu el. Așa. Altfel nu avem lesa pusă în funcțiune. El, sărăcuțul... Și n-ați simțit niciodată nevoia, bă, aș pune o lesă în casă, să-l duc de lesă, nu pot să-l apuc de zgardă, că mă apucă de mână sau face ceva? Nu m-am gândit nu deja. El nu va renunța la a-și cere drepturile atâta timp cât nu vă asumați poziția de conducători care stabilesc niște limite, niște bariere pe care el să le respecte, dar nu are cum să le respecte atâta timp, nu le-ați impus odată și nu este dispus să accepte nicio limită, nicio barieră atâta timp cât, din punctul lui de vedere, este conducătorul în această familie. Deci raportul trebuie să se schimbe, să vă asumați poziția de conducători, să o etalați de câte ori este nevoie, da? Și el să se obișnuiască cu poziția asta de follower și să accepte toate limitările. Altfel, din poziție de dominant, cel care stă pe suprafețe, le controlează, controlează spații, controlează resurse, așa cum vi s-a întâmplat că... Da. Ia, să vedem ce aveți la mână. Așa, deci ați fost apucat. Da, el practic a apucat, aici este și operație, că au încercat să vadă da. Ce cu nervul, că mi-a smuls un nerv. Ah, ok, deci el a găurit ca lumea. Bă, nu știu cât de tare a găurit, pentru că nervul ăsta e un nerv destul de superficial da, aici da. Și a înțepat. Deci da. Practic el a înțepat și mi-a agățat nervul, i-am tras. Oh! El e rău. Da. Dar această reacție survine și pe felul în care îl trageți de lăsă înapoi. Da? Noi am mai lăsat acces când am ieșit destul de rar cu el în parc. Pentru că stăm la casă și da. Nu îl scoatem des în parc. Da. Dar i-am dat voie multă vreme că ziceam că bă, e un câine care stă singur și îl lăsăm să se apropie de câini. Da. Și probabil pentru că n-a avut niciodată femelă și așa mai departe, încet încet a devenit agresiv cu alți câini. Și mai ales cu ea mai mari. Da, numai că această tragere înapoi fără să-i lăsați posibilitatea de a lua contact cu câinele prin miros potențează reacția asta de frustrare. Pentru că de obicei, în lumea lor, când unul se retrage, creează celuilalt ascendent și acela prinde curaj și vine mai mult în spațiul lui. Când îl trageți, celălalt începe să vină în spațiul lui și asta pe el îl deranjează. Da, problema mea este că e un câine care trage tare și mi-e teamă să nu mai ia pe mine prin surprindere și să... Da, numai că pentru măcar pentru o secundă, două, trei, trebuie să existe acest contact, să se miroasă. Okay. În intervalul acela de câteva secunde, el identifică ce statut hormonal are celălalt câine. Este mascul sau este femelă? Dacă este femelă, devine foarte da. Curtenitor așa și simpatic. Dacă este mascul, se transformă, intră în starea de confruntare și încearcă să atace. Dar dacă vă încadrați în acele 3 secunde, 2-3 secunde, da, și după aceea îl desprindeți, lucrurile stau altfel.
Deci, Ca să nu mai facă lucruri în casă, trebuie să vă asumați poziția de conducător. Ca să aveți poziția asta pe care el să o accepte și să se conformeze acestei poziții pe care vă etalați de conducători, trebuie să parcurgeți niște pași din care să-i demonstrați că sunteți consecvenți în această poziție și că știți cum să îl conduceți. Și asta se învață prin dresaj, prin programe de dresaj la care participând, începeți cunoscând din ce în ce mai multă psihologia specifică lui, comportament specific lui, da, și aplicat, cum să spun, etalat de el, da, manifestat de el în acest mediu și după aceea interpretat de noi. Știind toate lucrurile acestea, știți cum să reacționați, cum să manevrați câinele, nu ca mai devreme, în acest contact cu câinele pe care l-am întâlnit, da? Veți ști ce să faceți și totodată cum să-i controlați reacțiile. Dacă știți să interveniți asupra lui și să-l influențați, îl puteți influența, îi puteți influența starea, va fi mai calm și în loc să se concentreze cu totul la stimulul din față, își va rupe un pic atenția și se va mai concentra și la noi ca stimuli importanți. Da? El a mers numai în hamul acesta? Eventual a mai mers câteodată și în zgardă. Și dar în general prefer hamul. De ce? Bine, ce drept fix din ham l-am scăpat odată, da. Pentru că trage foarte tare și trage foarte tare de gât. Nu știu să mă port cu el altfel. Bun. Nu știu decât așa. V-a trecut vreodată prin minte să folosiți o altă lesă decât lesa asta scurtă? O lesă retractabilă. Da, am folosit și era foarte greu de controlat. V-am spus, eu nu știu să-l țin pe el la pas sau încet, decât cu forța. Ori lesele celelalte îl scap în drum, tot timpul trebuie să controleze. Să vă întreb un lucru. Știți limba arabă? Nu. Nici eu. De ce oare nu știm această limbă? Când ne-am născut pe acolo, când am avut mamă. Că nu am făcut cursuri să o învățăm până una alta. Adică nu poți să știi ceva ce nu înveți. Da. Niciodată. Așa și el. Nu va ști niciodată să meargă la picior. Câtă vreme nu l-am învățat. Câtă vreme nu l-a învățat nimeni să meargă să așa. Trebuie să spun, știți, când a fost pui, la un moment dat tot am zis că să-l dăm la dresaj, că nu știu ce. Și apoi mi-am zis că, bă, dar la cât suntem noi de moi, noi nu o să respectăm nimic din ceea ce avem de învățat. Și a venit vârsta de 3 ani, 4, da, ca să înțelegeți că tot aceasta este calea de rezolvare a problemelor lui. Ideea este că dresajul, procesul acesta de educație canină, este puntea de comunicare interspecii, între noi oameni și el câine. Nu o să putem niciodată să-l învățăm limba noastră română și el să zică, a, ok, bine că mi-ați spus că acum știu și eu să vă răspund. O să folosim un limbaj și niște coduri prin care el va ști cum să răspundă solicitărilor noastre. Dar ca să poată să răspundă solicitărilor noastre, el trebuie să știe că aveți ascendentul psihologic în fața lui. De exemplu, copila niciodată nu-l va asculta pe unele de pe stradă. Va veni ăla să-i spună, deși înțelege ce spune aici, este un cățeluș, rămânem un pic deoparte așa, da? Să rămână. Și acum eu ce să fac? Îl ținem doar pe loc. Atâta tot. A, fără să-l trag sau cum? Da. Dacă acel cățeluș ar fi venit la el, nu-l trăgeați înapoi, ci îl lăsați un pic să se miroasă. Și apoi fiecare se ducea într-o direcție și cealaltă și se deconectau instant. Dar în momentul în care vine câinele din curiozitate să-l miroasă pe el și vine în spatele dumneavoastră, îl trageți, potențați reacția asta și de frustrare și de nesiguranță că nu se mai poate etala și nu mai poate comunica cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție și de oftică că celălalt câștigă tot spațiul din fața lui și el, deși nu este în starea specifică de a ceda spațiu, ci ba tocmai vrea să-și păstreze spațiul pe care îl controlează, nu poate să o facă pentru că îl puneți în această
imposibilitate de a, de a putea să se etaleze cu celălalt și a păstra un echilibru și se enervează, da? Se irită. Și atunci potențați, condiționați câine la tensiunea înlesă și ham cu starea asta indusă de această acțiune. Și atunci nici nu a pus să-l ții un pic de lesă, că el când a văzut câine, a intrat în starea asta și se manifestă în comportament. Deci el și controlăm și așa, e problema și cu fugit. De fapt, de drept, problema noastră numărul 1 care a existat din totdeauna, da, e faptul că el e un fel de ghiță contra, cât a trebuit să stea în casă, vrea să fugă în curte până așa, l-am vaccinat, da, și așa. După ce a scăpat în curte, vrea să fugă din curte. Curte, da. Așa, și ca atare noi l-am controlat doar legându-l. Legându-l în curte? Da, în curte, da. Ideea este așa, că în general oamenii cu câini trebuie să-și aranjeze curtea în așa fel încât totul să fie în siguranță, să nu poată să iasă printr-o găurică, să nu sară gardul. Deci noi când suntem acasă, uh-huh, are chestiile astea, deci el este liber dacă noi suntem acasă. Da. Problema noastră e dacă cineva trebuie să... Hei, Rachel, stai! Dacă da, un pic de nesiguranță aici. Dacă cineva deschide poarta, avem uh-huh, o poartă mare, da, da, pe da, care, da, bine, da, acum mai nou nu mai parcăm în curte, dar inițial parcam zilnic în curte pe partea, da, soțul meu. Și atunci deschideam poarta mare, dus era. Deci când l-am scăpat de vedeți, câteva ore... Exercițiul acesta oarecum simplu, standard, de a învăța câinele să nu depășească o anumită limită, poate la un moment dat, măcar o dată în viață, să-i salveze viața. Deci dacă faceți exercițiul de așteptare la poartă, adică și deschiderea porții să nu mai fie semnalul gata, acum o zbughesc afară, și deschiderea porții să însemne de fapt mai degrabă că vă veți interveni asupra lui și veți impune să stea pe loc, atunci deschiderea porții nu va mai fi un trigger atât de puternic de a intra în starea de fugă. Am avut două lucruri din care mi-am dat seama că noi greșim. Odată s-a deschis poarta, sau nu, era poarta deschisă, eu i-am dat drumul și nu mi-am dat seama. Da. Și mi-am văzut de ale mele în casă, era seară târziu, când am coborât, că erau 20 minute, de acum putea să fie și la... în București, ea a văzut că poarta e deschisă și practic l-am strigat și a venit. Deci el n-a plecat. Cum face când noi de obicei o luăm la fugă după el, nimeni da, nu da, 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 da. De obicei când fugiți după el, na, reflexul este să și oricum fugă știe mai că departe. Noi suntem acolo în spatele lui da, exact, și el exact. Fuge și mai tare. Pentru că el este, îl vedeți, el este un câine ușor nesigur, nu este atât de bazat să poată să înțeleagă mediul acesta cu toată siguranța din lume și să ia deciziile de capul lui. Ia deciziile de capul lui, dar raportându-se la suportul din spatele lui. Da, da. Și am mai pățit o chestie, atunci l-am scăpat dintr-un ham, da, aveam un alt fel de ham, soțul l-a tras așa cumva, a scăpat, și era pe... S-a tras a ieșit, da, a ieșit cu totul. Eram pe undeva pe DN1, dus a fost, eram între Brașov și Sibișoara, dus a fost prin păduri, nu mai era nimic da? De cel, da. Ba. Și eram așa, paralizat, adică cu toate că e năbăduios, ne iubim foarte mult. Sigur că da, normal, normal. Și era dus. Acest tip de reacție cum o are pe aceasta, ce anume? Adică vrea să se ducă undeva, oriunde, indiferent, după un miros, după ce simte el, sau îi se pare că acolo este mai în siguranță decât spațiul ăsta care, în care s-a întâlnit cu tot felul de stimuli pe care nu i-a înțeles și au indus o stare de nesiguranță. Acest tip de comportament îi pune viața în pericol. Da, da, simt. Deci dacă totuși scapă din hamul ăsta, se desface lesa, nu știu, vă scapă lesa, se întâmplă ceva și s-a dus, trece o mașină și îl lovește. Știu. Tocmai de aceea dresajul și faptul că stabiliți relația asta de șef și subordonat, îl face să aibă un model la care să se raporteze. Întotdeauna liderul care este admirat și care este urmat este modelul lui. Se raportează și la siguranța pe care o aveți, se raportează și la ce mișcări faceți, când vă hotărâți să faceți câte ceva și așteaptă semnalele de a face ceea ce îi se cere. Uite, acum nu o să tragem, îl ținem doar pe loc, e ok, am mirosit după el, vedeți, cum dă cu nasul, pentru că mirosind după el, ia exact statutul hormonal al celuilalt. Acesta este un mascul necastrat care a trecut și a lăsat în urma lui dâra aceea de miros
specifică pe la coadă, pe la fund, pe acolo. El a luat această diră de miros și în funcție de mirosul respectiv se setează într-un fel. Dar această setare vine și pe fondul insistenței celuilalt de a sta în fața lui și de a pune presiune pe el pentru că vrea să ia contact și vor să intre într-un ritual de dominare. Okay? Dacă acela s-a dus, a luat mirosul, mirosul și-a pierdut intensitatea că s-a îndepărtat câinele și el a revenit și s-a relaxat. Dar ideea este să fie lăsat să miroasă un pic. Chiar dacă celălalt vine și se miros, stau un pic împreună, se miros și pe celălalt își trage câinele și noi rămânem pe loc. Îl va vedea pe celălalt că pleacă, el se relaxează atunci, pentru că simte o tensiune și o presiune atunci când celălalt stă nas în nas cu el, se miros. Dar când celălalt este tras de stăpân și pleacă, el se liniștește. Și dacă și stăpânul ăla îi dă voie să facă, să stea, eu ce ar trebui să fac? Să-l las și pe el să studieze? Nu trebuie lăsați mult. Nu. Uh-huh. Ideea este că fiecare om care are câine ar trebui să înțeleagă că acest contact trebuie să dureze un interval scurt de timp. 3 secunde, 4 secunde, ceva deci, de genul. General, e... Nu trebuie să stea mult, pentru că stau mult, se miros, intră în starea specifică indusă de acest stimul olfactiv și după aceea, în funcție de starea indusă, se vor manifesta în comportament. Trec la următoarea fază. Deci după aceea încearcă unul să se suie pe celălalt, acela nu suportă, unul se stresează că îl vede pe ăsta, că vrea să se suie peste el, își trage câinele, acela se enervează, ăsta reacționează și el și e tot așa, un cerc vicios, se escaladează pe o stare de nervozitate. Și după ce sunt despărțiți că nimeni nu-și permite luxul de a-i lăsa să se-și rupă urechile, ultima impresia câinelui pe care îl aveți în contact cu al câine sau acelui câine cu câinele noastră va fi: mamă, ce m-a enervat ăsta. Și dacă puteam, îl rupeam pe genunchi. Ah, Doamne! Asta, că mai trece el pe aici, ceva de genul ăsta. Și nu vrem asta să fie ultima impresie a câinului, care să se sedimenteze în mintea lui vis-a-vis de contactul cu ceilalți. Ultima impresie să fie: ne mirosim un pic, dar ne așteptăm de fapt ca să mergem fiecare în treaba lui. Și atunci niciodată nu ajung la nivelul acela de iritare încât să vrea chiar să se lupte, să se confrunte. O să mă duc să iau o lesă lungă de la mașină și mă întorc, da? Da, vă așteptăm aici.